Salutare tuturor, eu sunt The Link și bine v-am regăsit la un nou car vlog. Sper din toată inima, vă spun că de la început să fie un point of view așa cum îmi doresc. Vă repet încă o dată faptul că eu nu știu cum filmează în momentul de față GoPro-ul, neavând un ecran pe care să vizualizez ceea ce înregistrează camera. Ecran am, doar că nu este funcțional, asta vreau să evidențiez. De aceea am mai pus o cameră în dreapta, în cazul în care o să mă vedeți că vorbesc ca un idiot cu o cameră pe cap și că vedeți doar perspectiva feței mele, nu și cea a condusului, să zic așa. Să știți răspunsul, să știți exact ce s-a întâmplat. Nu cred că o să reiau filmarea asta în cazul în care nu este bună. Bine, eu mă consider norocos, întrucât data trecută mi-a ieșit din prima și speram că nu o să se întâmple una ca asta. Bă, cred că era de bun augur să mă fi gândit să-i fi lăsat pe ăștia să treacă, că eu aveam loc mai în spate pe dreapta, am impresia, înainte de gardul acela cu școală. Dar vorbind cu voi aici și găsindu-mi cuvintele la ora asta atât de matinală, n-am mai conștientizat că trebuia să reacționez altfel în trafic. Dați așa că trebuie să mă lase băjeții ăștia. Da, și poate acum o să fie câțiva nostalgici care, auzind cuvântul băjeți, o să își aduc aminte de... Bă, ia stai să dau eu sunetul ăsta mai încet, că sigur se aude enervant pe filmare. Era dezaburire, de fapt dezaburire, era ventilația pe parbrizul din față. Bun, poate ați auzit cuvântul ăsta nostalgic, băjeți, pentru că așa se numea una dintre seriile mele de succes de pe canalul acesta. Vreau să știți un lucru, că mi-e foarte greu să fac clipul ăsta, pentru că nu pot să nu recunosc faptul că mă întristează un pic ceea ce se întâmplă, pentru că reprezintă, nu știu, o parte foarte importantă din mine, din trecutul meu, din ceea ce mi-a plăcut cel mai mult să fac din viață până la momentul actual. Nu este ceva ce să fi făcut mai frumos decât atât, și anume canalul ăsta de YouTube, clipurile și tot. Ideea este că pe mine, nu știu, YouTube-ul cel puțin mie mi-a schimbat viața, pentru că și ceea ce fac acum depinde de ceea ce am făcut în trecut pe YouTube. Adică, cred că dacă nu aș fi avut comunitatea asta și nu aș fi învățat atât de multe lucruri pe care le-am învățat datorită vouă, că se simte un pic emoția mea, nu aș fi știut nimic din ce știu acum. Evident că reprezintă și voința mea și dorința mea și plăcerea mea totodată, dincolo de comunitatea pe care am creat-o. Consider că și eu am fost elementul principal din această ecuație. Ok, primesc foarte multe mesaje în perioada asta legate de trecut, legate de... hai, uite, domnul stă pe telefon în loc să... El stă acolo, înțelegi? Pe calea de acces, ok, bun, bun așa. Oricum nu aveam unde să mă duc în față. Eu sunt obișnuit că strada asta nu duce nicăieri la ora asta de vârf, e bară la bară, indiferent dacă mai las 5 sau 10 mașini, știi? M-am obișnuit cu chestia asta. Ok, hai deschid telefonul acum repede că stăm în trafic, pentru că am salvat câteva și nu... Bine, ca și idee le-am memorat, dar nu pot să zic că le știu pe de rost exact cu cuvintele voastre. Hai să lăsăm și pe domnul cu Volvo. O să le citesc atunci când voi putea. Bun. Hai și tu, hai. E, gata, sau se mai umple și conducta. Bun, hai să domnul mai mare că nu văd nimic. Uite, băieții fac șmecherii pe aici, dar șmecherile astea nu duc nicăieri, că duc la o stradă mai în față unde e same shit, știi? Uite, păcat că i-a murit canalul lui The Link, merita mai mult omul ăsta. Îmi e dor de The Link sub 18 ani. Atenție. Hai. GTA 5 online cu Gizek. Repet, cuvântul băjeți a fost folosit intens în acea serie, pentru că așa se și numea de altfel. GTA 5 cu Gizek, tot ce trebuie, băi frate, cum ai ajuns așa? Băi, într-adevăr, oamenii se schimbă, adică eu pot să zic că nu mai pot să fiu exact cum eram la 18 ani din simplu fapt că m-am maturizat. Nu mi-a plăcut niciodată să mă prefac, să fiu, nu știu, să-mi joc un rol, să, nu știu, să fiu un actor pentru voi. Eu cred că am atras comunitatea asta din simplu fapt că am fost eu cel natural, nu m-a forțat nimic să vorbesc, poate mai copilăresc sau nu știu, nu a fost efectiv
natural, știi? Nu, n-a fost ceva în care să mă chinui, adică nu existau duble la acele clipuri, nu existau, nu știu, scenarii. Efectiv, intram pe GTA 5, vorbeam, îl sunam pe Gizek, îl sunam pe Mujdi, îl sunam pe Lion și pe toată gașca de atunci, pe Niță. Deci, bă, hai să facem un episod. Sau, de fapt, Gizek zicea, bă, dar nu facem un episod, noi filmăm bucată de 5-6 ore, ca lup de 5-6 ore și vezi tu ce ți iese, știi? Adică, noi ne jucam și era efectiv... comportamentul natural. Asta era fain și cred că asta aprecia foarte multă lume, însă trebuie să înțelegeți faptul că eu acum, la 23 de ani, cred că nu mai pot să mă comport cum mă comportam atunci. Adică eram pur și simplu încă un copil la 18 ani, eu nu mă dezvoltasem, să zic așa. Bine, a zis sub 18 ani, pentru că eu când m-am apucat de YouTube aveam 16 ani. Bine, o poveste lungă, eu am încercat să fac YouTube de la 11 ani, însă nu mi-a ieșit de atunci și tot am încercat până când m-am maturizat, știi? Dar canalul despre care vorbim este deschis la 16, când eu aveam 16 ani. Da, mă deranjează și pe mine chestia asta, pentru că speram că odată cu mine o să vă maturizați și voi, sau măcar că o să atrag persoane noi. În momentul în care am decis să fac clipuri cu mașini, am... crezut că o să atrag o altă audiență care nu este neapărat urmăritoare, ca să zic așa, de clipuri video. Pentru că eu, sincer să fiu cu voi, în momentul de față nu pot să zic că mă mai atrage așa mult să mă joc pe calculator. Mi-am cumpărat Forza Horizon 5 și m-am jucat o oră și atât. Adică mă și gândeam acum dacă să mă mai joc, fiind vineri, fiind ultima zi de lucru, să zic așa, urmând weekendul și încă câteva zile că vine Sfântul Andrei, la mulți ani, apropo, celor cărora poartă numele de Andrei, sau vine și 1 decembrie și la fel o să avem câteva zile libere de la serviciu și mă și gândeam în seara asta dacă să mă joc ceva. Am jucat aproape 70% din San Andreas ăsta Definitive Edition. Nu pot să zic că mi-a plăcut, l-am jucat doar că mi-aduc aminte de vremurile când eram micuț și nu prea știam să fac misiuni. Mamă, stai că mă încinge rău de tot scaunul ăsta. Și nu știu, chiar nu știu dacă mă mai atrage să petrec așa mult timp în fața calculatorului. Asta este întrebarea mea. Îmi place cel mai mult să, nu știu, să fac clipuri de genul acesta, cum conduc. Bine, acum e trafic, dar știu că după bucata asta o să aveți ce vedea. Știu că nu o să... Apropo, o să vorbim și despre ceva legat de mașini, pentru că nu puteam să fac un car vlog în care doar vorbesc despre, nu știu, amintirile mele, știi? Adică trebuie să fie și ceva cu esență în numele ăsta de car vlog. Da, mă, băieți, hai să mai citim încă un comentariu, pentru că mai stăm aici bară la bară din câte vedeți. Ia să vedem aici. Ce momente, un comentariu de acum 2 zile la un clip cu GTA 5 de acum 5-6 ani. Ce momente, life was better back then. Viața a fost, era mai bună în trecut, ceva de genul, vreau să zic că respectivul care mi-a comentat. Bă, dar ce s-a întâmplat aici, că niciodată nu stăteam chiar așa. Ideea este că mă gândesc că i-au lăsat pe ăștia care tot ies de pe străduțe, știi, uite, și vin și din stânga, ăsta vrea să facă dreapta de pe banda cealaltă. A, o fi fost și ăsta cu excavatorul, vrea să iasă de aici, văd. E întortocheată, mă, prelungirea Ghencea, n-ai, orice ai vrea să faci, nici nu mai trebuie să te stresezi, știi? De asta prefer să plec mai devreme de acasă, cu un sfert de oră, 20 de minute, ca să fiu sigur că nu întârzi și că ajung relaxat, decât să mă uit la ceas și zic, mamă, stai că întârzi, mamă, mai am 5 minute, mamă, unde sunt și n-ajung, știi? Adică, nu merită. Ok, deci uite, încă un comentariu unde spunea, cred că o să le și atașez comentariile, sau dacă nu vă spun, uite, prod rx res a zis asta, uite, un comentariu de acum o zi la ultimul meu clip, nu mai ești ce ai fost înainte, adică credeți-mă că sunt zile în care primesc 10 comentarii de genul ăsta, adică nu unul cum e acum, gen multe, știi? Și cumva... Nu știu, te pune pe gânduri pe tine ca și creator de conținut unde vezi că lumea spune că le plăcea cum erai tu în trecut. E imposibil să mai fiu același, vă zic sincer. De ce să mă prefac încă o dată, gen să fiu același cum eram atunci? E imposibil, credeți-mă. Eu m-am schimbat, consideram că și voi să vă schimbați sau că vă maturizați neapărat să vă schimbați. Că na, eram un puști, acum pot să zic că sunt un început de adult. Nu știu dacă mă consider încă adult, abar n-am. Cred că în teorie sunt adult, dar eu nu mă consider deloc unul. Hai să vedem să îl lăsăm pe pieton.
Da, deci spuneți-mi și voi în comentarii care este părerea voastră, cum vedeți voi totodată rezolvarea acestei chestiuni de moment. Eu zic să fie așa, să meargă din inerție canalul. Ideea este că în momentul de față eu nu mai generez bani pe YouTube și nu o fac, gen, adică nu mă plâng în momentul de față. Bine, generez niște bănuți, cred că vreo 200-300 de lei. Dar eu am început canalul ăsta pentru că îmi plăcea la nebunie să-mi filmez activitățile mele. Gen, îmi plăcea la nebunie să postez ce mă joc. Acum nu mai e cazul, nu prea mă mai joc așa des. Îmi plăcea foarte mult și încă îmi place să filmez momentul în care călătoresc. Deci mi se pare wow să te uiți peste 3-4 ani la clipurile vechi unde tu ai călătorit și să vezi gen, pe unde ai fost, ce ai făcut, ce probleme ai întâmpinat. Mi se pare genială chestia asta. Adică pur zic că asta e cea mai tare parte la YouTube, că îți memorezi acolo toate amintirile, ți le stochezi. Deci chiar sunt curios să văd ce o să spuneți voi, cum vedeți voi toată situația asta. Eu zic că o să meargă de la sine. YouTube-ul a început pentru mine ca o pasiune, nici nu știam, adică știam că se pot scoate bani, dar nu visam la așa ceva, vă zic sincer. Stai că nu se mai poate, ăsta o să aibă stație aici cu autobuzul. Mam, ce se frânează. E unul care dirigează pe aici. YouTube-ul a început, încă o dată vă spun, ca o pasiune și o să continue așa. Adică chiar dacă nu mai generez foarte mulți bănuți, gândiți-vă că eu făceam bani YouTube. Adică eu pot să zic că făceam bani mai mulți decât fac acum. Acum vreo 2-3 ani făceam minimum 1000 de euro pe lună. Asta era gen ceva slab pe vremea aia, 1000 de euro, adică erau bani puțini. Dar o să o fac pentru că îmi place foarte mult să fac gen treaba asta. Adică, uite, nici n-aș putea să închei. Mamă, ce răsărit așa. Uitați-vă cât de faină e fața mea acum. Nici n-aș putea să știu că a trecut o săptămână și eu n-am pus un clip pe YouTube de care sunt mândru. Pentru că, atenție, sunt și unele clipuri pe care le-am pe YouTube de care nu sunt mândru. Adică trebuie să fiu sincer cu voi. Dar clipurile de genul ăsta unde, nu știu, îmi pun câteva sentimente, să zic așa, nu pot să le ignor și chiar sunt foarte, foarte fericit că am făcut-o. Chiar dacă n-atrag vizualizări, eu sunt fericit că am făcut-o, adică reprezintă un motiv de bucurie pentru mine și datorită chestii astea o și continui să o fac, știi, pentru că mă face bucuros, mă face fericit. Dacă o făceam, nu știu, poate cu dispreț sau cu greutate, să zic, bă, trece săptămână și n-am pus niciun clip, cred că nu mai eram aici, adică, și văzând că nici nu fac bani din chestia asta, știi, cred că nu mai continuam, dar mie îmi place, adică, multă lume îmi spune, câți bani mai faci în YouTube? Bă, nu știu, dacă scoți 500 de lei, e wow, păi și mai faci, gen, mai deții? Da, de ce nu, adică, chiar nu pot să zic că văd o readucere din nou la viață, să zic așa, monetizării, adică nu fac chestia asta cu dorința asta. Dacă o se întâmple, asta e partea a doua, cum ne-a lovit și groapa asta. Bun, hai să vorbim un pic despre mașini, pentru că acum suntem pe drum, ca să zic așa, nu o să mai avem foarte mult trafic, o să mai avem bucățele mici unde o să stăm, însă o să ne mai și mișcăm. Ideea este că suntem în Audi A4, vă readuc la cunoștință că este un Audi A4 B9 din 2018 cu câteva mici dotări, nu știu, luminile astea ambientale, Apple CarPlay, nu am climă, asta nu e climă, e gen climatic sau ceva de genul, nu am dual zone sau mai multe zone sau așa ceva. Îmi place că am și aici lumini ambientale, dar fiind zi nu se vede, virtual cockpit, interiorul este unul sport, adică arată ca S-Line, doar că nu este aici, să zic așa, brodat în scaun logo-ul S-Line, dar arată exact ca unul S-Line care nu are piele, gen de textil, am, uite, chestiile astea care se fac așa, știi, pentru, nu știu, pulpe. Volanul este sport, nu este S-Line, dar arată la fel ca un S-Line, doar că nu are aici perforat, este doar din piele, dar e teșit și chestii. Adică pot să zic că fostul proprietar a fost unul foarte deștept, pentru că dacă ar fi luat chestiile de S-Line, arătau aproape la fel, doar cu mici chestii în plus. Adică v-am zis aici pielea perforată, pe scaun brodat acolo logo-ul S-Line. Hai domnule, bagă-te, dar să-mi faceți și mie spațiu. Dați așa că eu am oprit aici pentru că aparent am vorbit 15 minute, wow, băi, am vorbit prea mult și gen se oprește una dintre camere când ating 15 minute și a trebuit să fac sincronizarea sunetului din nou.
Da, deci fost proprietar consider că a fost unul foarte deștept și a luat doar dotările, să zic așa, esențiale pentru care ar merita mașina asta. Din 2018 n-aș fi văzut-o fără Virtual Cockpit, fără toate nebuniile astea și așa mai departe. N-aș fi văzut-o fără Apple CarPlay, n-aș fi văzut-o fără lumini ambientale, uite că se văd și pe aici, cred, cel puțin. N-aș fi văzut-o fără cutie automată, adică niște lucruri fără care, nu știu, mașina asta nu spunea că e din anul 2018, înțelegi? De asta consider că a fost foarte deștept, că a luat strictul necesar. Nu a luat, nu mai știu eu ce, uite, nu a luat Adaptive Cruise Control, nu a luat farurile astea wow care sunt pe LED sau cel puțin pe Matrix. A luat strictul necesar, repet încă o dată, ca să te simți într-o mașină contemporană și ăsta este un lucru bun. Evident, evident. Stai așa că mă bag și eu pe aici, așa pe banda asta alaltă, pietonul. Bă, am dezvoltat niște reflexe incredibile, adică de când merg cu mașina în fiecare zi, bă, sunt atent la pieton, la mașinile din sens opus, la mașinile din spate, stânga, dreapta, adică pe bune, nu știu. Consider că condusul ăsta zilnic în trafic chiar îți dezvoltă niște capacități. Ok, deci am lăudat până acum mașina, dar hai să ne și plângem. Nu pot să merg cu mașina asta când, nu știu, e trafic, dacă nu o țin în sport. Adică nu doar când e, nu pot să merg cu mașina asta în București, că oricum mereu e trafic, dacă nu e în sport. Deci mi se pare că pe normal, uite, acum am dat-o pe drive, băi, zici că conduce tataie care schimbă în 1200 de turații. Deci nu pot să merg cu ea în drive normal. Deci eu merg continuu în sport. Consumă un pic mai mult, dar știți care e faza? Am și intrat pe grupul ăsta cu Audi A4 B9, unde sunt foarte mulți care se plâng că le pică chestii, adică ba că le pică sistemul de AdBlue, deci mă sperie asta cu AdBlue, fai de capul meu, cred că e coșmarul meu. Ce era check-in gen-ul la Golf? Da, bine, aici știi check-in gen, adică dacă ai probleme cu sistemul de AdBlue, ți-a prindești check-in gen-ul. Mașina schimbă foarte bine, adică gen chiar schimbă foarte bine. Pot să zic că e cea mai tare cutie pe care am văzut-o până acum eu să o conduc. Na, că poate vor mai fi și altele, dar pentru mine schimbă extraordinar de rapid. Asta e punctul forte. Că e foarte, foarte precisă, știi? Și mereu e în treapta, adică mereu are treapta pregătită. Asta e fain. Ok. Eram un pic concentrat să dacă mă lasă băiatul din spate. Dar dacă este pe drive, deci A4-urile astea au o problemă. Acum nu e cazul, că s-a încălzit motorul. Deci văd pe grupul de Facebook, oamenii se plâng cu sistemul de AdBlue, că le pică, nu știu. Eu am încercat să pun AdBlue original, l-am comandat de la Audi. Abar nu am exact ce, o fi și partea de loterie, nu zic nu, însă consider că și dacă cu mașina asta tu mergi normal în drive, băi, eu cred că o să-ți pice în curând, adică, nu știu, mergând așa subturat, nu știu dacă mașina asta e făcută, adică probabil e gândită ea de producători, că altfel nu răsau să iasă așa pe ușile fabricii, însă, nu știu, la câțiva kilometri, probabil sute de mii, cred că o să ai probleme dacă, nu știu, injectoare, habar n-am, nici nu cred că avem cea mai bună benzină din întreaga Europa, benzină, mă rog, motorină în cazul de față, că e diesel, adică, cred că nu putem să ne comparăm exact cu Germania, unde mașina asta s-a vândut acolo, că asta este din Germania luată, dar mă gândesc așa, teoretic ar trebui să o protejez dacă merg mai subturat, adică dacă merg mai turat decât subturat, în condițiile în care ea pe drive schimbă la 1200, ați văzut mai devreme, nu știu dacă s-a filmat pe GoPro, dacă se vede chiar atât de bine, însă nu pot zic că pe sport, uite, acum schimbă la 2200, vedeți? Deci cu 1000 de turații peste. Nu pot să zic că o uzez, că mă duc în roșu. Ok, știu, cea mai mare uzură a mașinii se face când motorul e rece, când uleiul e rece, pentru că nu e ungerea perfectă, într-adevăr. Dar nu pot să zic că ajung cu ea pe roșu. Adică, na, merg mai turat, dar în condițiile totuși optime, zic eu, de 2000 și ceva de turații, nu este exagerat că motorul să zic că e rece. Bine, și mai devreme, când i-am dat un pic mai sport, așa, am călcat un pic, mă gândesc că, într-adevăr, a schimbat, nu știu, aproape de 3000 de turații, dar știam că motorul, uite, cel puțin are aproape 90 de grade uleiul din motor, apa are de mult 90 de grade, uleiul din cutie, mă gândesc că și el la fel a ajuns la o temperatură cât de cât decentă, încât să nu reprezinte o uzură ceea ce am făcut.
Referitor la uleiul din cutie, mai e o problemă pe care orice A4 o are. Doar cei care s-au dus să le schimbe, nu știu, cutia, am văzut că nu mai au problema asta. Însă după vreo 30.000 de kilometri a apărut problema, evident. Este legată de un tremurat. Nu știu dacă acum... Nu, s-a încălzit uleiul din cutie. Însă la rece, poate a sesizat la începutul car vlogului, bă, tremură mașina, gen... Ții mâna pe volan și simți că ai pornit masaj în scaune, nu exagerez. Nu tremură rău, dar eu simt, eu sunt și un pic nebun așa, gen, mă deranjează orice chițăi, dacă, uite, când am făcut rarul, că acum mă abat, nu știu dacă se vede, mi-a rupt prost la urechea asta, vedeți, că aici trebuia să se prindă, nu știu dacă se vede pe GoPro, aici trebuia să se prindă într-o ureche. Bă, nu știu cum a făcut, a trebuit să facă poză nivelului unde ajunge parasolarul. N-am mai auzit așa ceva, jur că n-am mai văzut așa ceva. Adică el a trebuit să tragă de maxim așa și să facă poză la parbriz. N-am mai auzit una ca asta, oricum. Și în momentul în care el a făcut chestia asta, nu știu cum a tras melteanul, dar s-a rupt clema. Pamă, și ce credeți? N-o găsesc. Deci nu o găsesc bine, o să întreb probabil la cineva specializat, dar eu singur n-am găsit-o. Nu știu, probabil dacă intru pe seria ei și mă uit la toate codurile mașinii, probabil că o să o depistez. Dar așa, n-am găsit-o și flancă în ăsta. Deci la fiecare groapă mai serioasă, bang, bang, pe mine mă deranjează, deci eu nebunesc. Ok, legat de cutie și așa tremuratul respectiv, e o problemă, gen, așa fac ele. Unii s-au dus la Audi și zis, da, e normal, așa fac ele. Adică și legat de, nu știu, o rolă care se aude, la mine nu se aude, dar la mulți se aude o rolă întinzătoare, zic eu că e de rolă întinzătoare. Și s-au dus unii la Audi, da, domne, așa fac ele, e normal. Deci răspunsul ăsta din partea Audi, că așa fac ele, e destul de frecvent în ultima perioadă. Și cu tremuratul ăsta, după ce se încălzește uleiul din cutie, nu mai tremură. Bine, tremură doar în drive, în neutru mai puțin, în parking deloc. Deci dacă o bagi în parking, de multe ori mă deranjează atât de tare tremuratul ăla și probabil știu că e un semafor la care... Au roșii pietonii. Știu că e un semafor la care am de stat, o bag în parking. Deci nu vă mint, chiar stau în parking cu mașina la semafor, că tremură. Deci tremură de... Nu știu, pe mine mă deranjează. Unii nu se sizează. De exemplu, mama a zis că, bă, nu simt nimic. Tata și cu iubita mea Cristina au simțit. Dar mama a zis că nu e nimic. Dar... Na, ce să facem, așa fac ele, așa a zis Audi, au fost băieți, s-au dus în garanție, au schimbat cutia, după 30.000 km, aceeași poveste, așa fac ele. Da, ce să mai încolo și încoace, asta e mașina, sunt mulțumit de ea, nu consumă deloc mult bine. Acum voi vedeți un consum de 16 litri, dar ați văzut și voi că 15 minute am stat și am vorbit pe loc aproape. Ați văzut referitorile de prima parte a car vlogului. Hai băieții mei. Dar, per total, mă întorc cu... Uite, s-a făcut roșu, stăm aici, nu ne grăbim, oricum am plecat mai devreme de acasă, e și poliția militară pe acolo. Per total, mașina este în regulă, adică până acum i-am făcut o revizie, trebuie să o fac și pe a doua, mai am aproape 1000 de kilometri, ceva de genul, și trebuie să facem încă o revizie. Arată super bine, îmi place să fac story-uri din ea, îmi place la nebunie că am aici Waze-ul. Bine, ideea este că eu am un telefon conectat care e un pic mai vechi la el, pentru că nu vreau să-mi conectez telefonul meu. Îmi conectez un iPhone SE. Bă, merge bine, ascult și YouTube, gen am și aplicația de YouTube Music. Bine, pot să pun și de pe YouTube normal, dar chiar este tare. Bine, ce mi-ar fi plăcut ar fi ca ecranul ăsta să aibă și touchscreen. Dar pe generația facelift, adică gen un pic modificată mașina asta, este cu touchscreen, dar merge bine și din rotița asta pe care, apropo, poți să tastezi gen pe Waze, dacă desenezi o literă, îți identifică ceea ce ai desenat-o acolo și este tare. Arată super bine volanul, mai ales cu padelele astea, toată lumea mă întreabă pe story de unde le ia. Eu le-am luat de pe OLX, puteți să faceți și voi la fel, dar le găsiți și pe AliExpress, doar că vin mai greu. Apropo de AliExpress, vedeți că avem colete, eu și prietena mea, pe care le așteptăm de luni bune și nu am ajuns. Deci, probabil în momentul de față și cu Black Friday, că a fost și pe la ei, mă gândesc, cred că or să întârzie, de-aia le-am luat din România, le-au ajuns în două zile, am plătit cu vreo 30 de lei mai mult, dar aia e. Le vreau ieri, cum s-ar spune, plătesc pentru chestia asta. Da, mă, băieți, eu am fost The Link. Încă o dată vă spun, nu mai pot să fiu ca înainte, nu-mi place să mă forțez, nu-mi place să fac lucruri care nu sunt naturale, nu sunt firești din, nu știu, din firea mea, ca zic așa. Deci, îmi pare rău, eu o să mă mai joc, adică eu cred că o să mai fac clipuri cu GTA 6 când o să apară, sigur o să facem episoade, dar
așa, nu știu, cu GTA 5 online, deci nu mă mai atrage absolut nimic. Poate o să fac un clip cu Forța, dar m-am jucat o oră și parcă hai. M-am jucat o oră și parcă nu aș mai intra din nou, știi? Adică cum pot zic, a fost ceva ce să... am jucat și online, adică am luat Game Pass-ul ăla, hai să fim sincer, n-am dat 60 de euro pe joc ca să nu mă joc. Am dat, nu știu, 6 lei sau cât e o liră, ceva de genul. Uite bă, deci mașina asta e și confortabilă, am uitat să vă zic, să o mai laud puțin. Deci merg pe aici ca boierul, să zic așa, deci nu simt nimic. Bine, e și înaltă, asta e drept, dar chiar este super confortabilă. Da, am luat Game Pass-ul ăla care e 3 luni gratis, să zic așa, bine, cu 6 lei, mă rog. Și e Forța, adică, na, poți să joci mai multe jocuri asta, e fain. Dar cu Forța, v-am zis, nu știu, parcă, mamă, cred că am un soare de nu vedeți nimic. Cred că vă schimb pe camera mea ca să mă vedeți pe mine cum îmi... Mamă, cum îmi strâng ochii, bă, îmi lăcrimează, mă jur. Ce să te mai asiguri? Bă, stai să trag parasolarul ăsta care... care flencăne. Nu puteam să-mi fac outro-ul acolo unde era soarele la puternic. Îl facem aici. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Eu am fost The Link și ne vom revedea cât de curând. Nu uita să apăsați și pe butonul de like pentru că mă motivează să continui și să fac ceea ce îmi place. Ne revedem probabil săptămâna viitoare sau pentru decembrie, cine știe, mai facem un material. Nu uita că poți folosi voucherul Y-The-Link în comanda ta pentru a beneficia de reducere la orice produs PC Garage. Mulțumesc!